A reacționat imediat după ce a primit și el aceeași scrisoare trimisă de Rudolf Giuliani președintelui Klaus Iohannis. Dragnea susține că președintele Iohannis nu mai poate pretinde că nu e nimic grav sau că încă nu a lecturat scrisoarea domnului Giuliani. O astfel de poziție nu ar face decât să întărească percepția publică larg răspândită că domnia sa este tributar statului paralel pe care l-a protejat până acum. La fel de revoltătoare este și reacția celui care ar trebui să reprezinte interesele României în Statele Unite și care a solicitat numele ilustrului senator John McCain în încercarea de a acoperi adevărurile dureroase din scrisoarea domnului Giuliani. Domnul Maior și-a depășit în mod clar mandatul, iar din acest moment nu mai poate fi privit cu încredere de partenerii americani, a precizat Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.